Stimați participanți, dragi prieteni, vă transmit salutări din frumosul județ Maramureș, un județ binecuvântat de Dumnezeu, cu peisaje unice și oameni minunați care păstrează și duc mai departe tradiții și obiceiuri de sute de ani. Iată câteva argumente care sper să vă facă să veniți în Maramureș și să vă bucurați de ospitalitatea maramureșenilor. Peisajele sale de o frumusețe care îți taie respirația, Maramureșul este locul în care chiar și cel mai exigent turist își va găsi vacanța perfectă. Deoarece regiunea noastră acoperă totul, de la drumeții și sporturi extreme, până la turismul cultural și religios. Cultura, tradițiile bine conservate, natura și religia sunt doar câteva dintre principalele caracteristici care ne definesc aici în Maramureș. Avem locuri pline de istorie, muzee, nenumărate biserici din lemn, case memoriale, care toate fac parte din trecutul nostru de care suntem tare mândri. Maramureșul are de asemenea 8 biserici din lemn, monumente ale patrimoniului mondial UNESCO, care atrag în fiecare an foarte mulți turiști în județul nostru. Și dacă veți veni în Maramureș, vă asigur că veți fi impresionați de arhitectura din lemn, un meșteșug tradițional important, localnicii fiind renumiți pentru casele și porțile decorative din lemn. Pasionații de natură se vor îndrăgosti instantaneu de peisajele noastre montane și de văile sălbatice, care sunt cu adevărat uluitoare. În Maramureș avem peste 30 de arii protejate, cu munții plini de păduri veșnic verzi, chiar și iarna. Indiferent de sezonul pe care îl alegeți să ne vizitați județul, magia acestor locuri va rămâne în sufletul fiecărui turist care decide să petreacă timp în Maramureș. În final, vă invit să vizitați județul Maramureș, să vedeți frumusețile pe care le avem în regiunea noastră minunată și să descoperiți gastronomia și tradițiile noastre locale. Vă urez sănătate tuturor!